Bună seara, stimați respectatori, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Show. L-am invitat în această seară în studioul Mega TV pe Daniel Cernat. Din nou, clubul Daus Brăila a realizat performanțe deosebite la competiție oficială, ultima din 2013, este vorba de Cupa României, s-au cucerit 13 medalii, 4 de aur, un rezultat foarte bun care vine să încurneze o muncă de un an de zile a tuturor copiilor și bineînțeles a instructorului care se ocupă de pregătirea lor, domnul Daniel Cernat. Bună seara și bine ați revenit în studioul negativ. Bine v-am regăs. Vă țineți de cuvânt, nu lăsați tacheta jos, indiferent de ce competiție, ce nivel. V-am zis, pentru asta muncim, nu? Deci, corect. Din start. Asta mi-am propus, cel puțin, și grupul din București, cu fratele meu, practic, care îl conduce. Na, nu ne imaginam că o să fie chiar așa de bine, deci ne-a depășit chiar și așteptările noastre, să zic așa. Păi știu că prima dată nu erați chiar atât de optimist și după aceea când am vorbit la telefon m-a spus, da, rezultate deosebite. Că vin sportivi valoroși, deci știam că vin sportivi foarte buni și din Moldova, știam că vin sportivi foarte buni și din Brașov și din București, deci știam că competiția e foarte strânsă, de aia nu vroiam să vorbesc că o să luăm nu știu câte medalii sau că o să luăm câte locul 1 și de aia am zis. Chiar și la copii, de exemplu, Dragoș Leu a avut adversari foarte puternici, mai mari ca el în vârstă și a câștigat, deci puteam să venim cu degetul în nas sau cu mâna în buzunar, deci nu era nimic sigur. Când te pleci și zici că mamă, vin cu nu știu câte medalii. Deci a fost bine, Cristina iarăși a câștigat, a luat și aur, deci a ieșit bine, să zic așa. Și băieții din București s-au mișcat foarte bine și fratele era foarte surprins. Noi pregătisem niște premii pentru ei, iarăși, și noi ca și organizație, pe lângă cele a cum se cheamă, organizatorului și la început pregătisem mai multe, zic băi, să fie, zic, decât să rămânem și să nu avem. Chiar îl întrebam, zic, bă, văd că tu tot faci, dar zic, ești sigur că luat locul 1 și locul 2, chiar a primit pentru locul 1, locul 2. Și că, bă, decât să ne facem de râs, mai bine să fie, adică noi am luat în calcul cam tot. Și după aia s-au strâns, adică am avut categorii în care clubul nostru, mă refer pe țară, a luat locul 1, 2 și 3, în categorii de 13, 14, 16 sportivi. Adică unde noi aveam 3 sportivi și restul. Da, da. Și noi am avut locul 1, 2 și 3, adică ceva de nu ne imaginam nici noi că o să avem. Mare, da, 16-17 sportivi. De-aia zic, și să ajungă clubul nostru toate treptele de pe podium, deci ne-am șocat și noi, adică au ajuns sportivii noștri în finală, de pe bracheturi diferite, adică... Nu se mai vine să concureze cu dumneavoastră până la urmă. O să concureze, ce să zic, e concurență mare. Deci la începători, la partea de jos, am ieșit pe locul 1, clar ca echipe, am avut 71 de puncte, față de 42 următoarea echipă, adică... Da. Am avut puncte multe. Și na, ce să zic, ne ridicăm din ce în ce, ușor, ușor, deci părerea mea că viitorul, știți cum e, cerul e limitat, adică... Și au fost și mulți sportivi, 100 și ceva sau câte... 160 au fost, și copii și adulți. Și au fost și copii mulți, din Tecuci au fost, din Bârlad iarăși. Sunt echipe bune. Da, curios, Tecuci și Bârlad, Bărășele mici. Au fost echipe de aikido, de diverse, de jiu-jitsu tradițional și au intrat și pe latura asta de jiu-jitsu brazilian. Deci aveau deja o vechime, probabil. Și da, și ceva... Experiență. Că ei mai concurează și pe la sambo, și pe la jiu-jitsu, și pe la... Adică au zis, ce toți competiții de grappling, adică de luptă la sol, au zis să le încerce pe toate. Sunt asemănătoare ca... Seamănă, diferă un pic punctajul, adică pe reguli. La noi se punctează anumite chestii, la ei se punctează fixări mai mult, la noi se punctează exact acțiunea, mount, control spate, adică diferă un pic. Dar dacă știi să-i antrenezi, mă, fă aia. Proiectările se punctează la toate, adică și în sambo, și în jiu-jitsu, și în proiectare. L-ai dus la sol, ca și în judo, ți-a dat puncte. Ai ajuns, l-ai fixat, ți-ai luat puncte. La noi se punctează depășirea de gardă, mount, control spate, adică sunt poziții similare. Și prin fixare, a spus dumneavoastră. La noi nu, fixarea nu. Se contează dacă l-ai fixat sau prin în mount. Finalizare ceva? Finalizare. La noi cu finalizarea mai mult. Exemplu, Claudiu Bordei, din toate meciurile care le-a avut, toate le-a terminat prin finalizare. Ce înseamnă? Adică îl faci să renunțe la luptă, adică să bată sau să strigă stop. Deci dacă a bătut pe saltea sau pe partener, înseamnă că a renunțat. În ce sens? Că îi rup mâna, îl strangulezi, îi rup laba piciorului, adică sunt finalizări pe braț, pe gât, diverse strangulări, pe mână, pe cot. De-aia zic, sunt diverse finalizări care, ce să zic, sunt foarte bune. Deci tot ce vedeți în MMA, în galele de UFC sau ce vedeți până la televizor, toate sunt finalizări din jiu-jitsu brazilian, majoritatea. Mai sunt și din sambo care vin, dar toți de acolo sunt practicanți de jiu-jitsu brazilian. Deci brazilienii au foarte mare succes, mai nou și, de exemplu, Dos Santos și toți ăștia din Brazilia. Mai sunt ceilalți care vin din Mexic, chiar s-au apucat și ei de jiu-jitsu brazilian, chiar dacă au lupte ca bază, adică ești bine să pleci ca lupte, copil fiind, să fie cu lupte libere. Dar după aia e bun pentru finalizări să înveți jiu-jitsu brazilian. Pentru tehnică, pentru... Pentru finalizări, tot ce înseamnă și să te aperi în primul rând de finalizări. De aia zic că, De exemplu, am pe Negru Gheorghe, care vine din lupte, adică un sportiv care a făcut lupte până pe la 20 de ani, să zic. Acum el are 40.
Deci a zis că e momentul să se apuce de sport. S-a apucat de un an de zile, să zic, nu cred că are un an, cam așa, un an maxim. Și deja și el are multe medalii. Acum a luat locul 2 la Cupa României. A pierdut la o limită foarte finală. Deci ceva acolo la limită. Adică era discutabil cum a pus la mâna pe pantalon, că a fost 2-0. Putea și el să câștige, putea, da. Așa, asta e, așa a fost să fie, da. O să plece acum și el și Claudiu Bordei la Europene în Lisabona pe 25. O să plece exact, nu știu exact când o să lupte, că sunt 4 zile de competiții, să lupte 2006 de sportivi, da, acolo. Da. Deci luptă de joi inclusiv până duminică. Asta de joi, nu are, spuneți. Da, da, da. Deci încep să lupte de joi, vineri, sâmbătă, duminică. Deci sunt 4 zile. Mergeți cu ei? Eu nu o să pot să merg. Este accidentat la genunchi și am zis că prefer decât să cheltui banii până acolo. N-ați concurat. Decât să cheltui banii până acolo, am zis mai bine dai un sportiv să meargă el. Deci să mă duc să mă plimb, ce să mă uit, să văd. Așa e fratele meu acolo, îi ajută el, că o să lupte și el, el e ok. Mai sunt încă vreo 4 sportivi din București care suntem cu toată echipa, deci suntem 7 în total. Și zic că o să fie bine. Ce nu să vă zic. Pare rău că nu reușiți să ajungeți? Deja am fost de 2 ori în Lisabona, nu mai... Poate o să plec, sper să ne revin până în primăvară, să merg în Franța la Paris, o să fie Cupa Europei la Nouhi, adică pe partea unde mă simt eu mai bine, unde deja sunt campion european și acolo mă simt eu mai bine. Adică la partea de ghi, ce să zic, eu nu genul sportivului care să fac mult stalling sau să mă țin și să trag de timp, pe când la ghi se încurajează mult chestia asta, adică să mai tragi de timp un pic, să mai ții, să mai... La Nouhi n-are de ce să te apuci, adică e chestia că n-ai pe tine nimic, ai o bluză mulată, n-are voie să tragă de tine, nici de pantalon, nici de bluză. Și mai dinamic un pic, e mai, ce să zic, fiecare cu gusturile lui și cu... E, bineînțeles. Adică îmi place și partea de ghina mai puțin competițional, adică la competiții sunt sportivi care trag de timp, sunt sportivi care practic fac în așa fel încât să câștige, într-un fel oarezi murdar, adică... Da, da. Ce să zic, au strategii speciale ca să tragă de timp, adică iau un punct, două, trei. Și după aia, până la final, chit că și au o penalizare, două, trei, ai voie până la 4 penalizări. Îți iei niște penalizări că tragi de timp și că nu ai acțiune, dar tot câștigi. Adică, înțelegeți ce vreau să zic. Da. Și Lucia meu, de exemplu. Da. Lucii ajunsese în finală la categoria, la 82. Și avea 2-0 deja. Puteam să-l încurajez. Bă, stai în picioare, tragi de timp, te faci ca taci, până la final câștiga. Da. Dar n-a vrut, adică a atacat și a pierdut până la urmă. De aia zic. Dacă avea o strategie perversă, să zic așa, în care, bă, stau la cutie, nu... Ăla era mai bun ca el tehnic. Experiența, probabil, dacă avea puțin experiență. Nu cred că a vrut, și... nu cred că a vrut. E genul de om care, bă, totul sau nimic. Da, nu genul care stau să mă ascund după... Dacă pot, îl fac, dacă nu pot, nu-l fac. Asta e la anul, vin și învăț mai mult și... Bineînțeles, și-l bat. Da, apreciez chestia asta, ce să zic. Pierzi o medalie, dar măcar ai onoarea. Să zici, băi, am luptat până la capăt. El a luat o medalie, dar n-a luat. Da, nu, a pierdut aurul, mă refer. Da, da. Adică a pierdut aurul, dar măcar e conștient, nu la finalizare, adică nu a pierdut să se finalizeze. A pierdut la puncte, nu știu, a fost o limită, 8-6, ceva de genul. Asta e, a pierdut, dar la viitoare mai bine. Cum mi se pare promovarea acestei discipline sambo? S-ar putea să... Păi sunt, cred că o să intrăm și noi în Federația Română de Sambo. Chiar acum avem o întâlnire, fratele meu se întâlnește miercuri cu președintele federației și probabil că o să intrăm și noi. O să intrăm și în sambo și în kempo, adică sunt competiții. La Pangration deja o să facă federație. Sportul deja este recunoscut. Da, da. Sunt deja am băgat sportul în statut, adică oricând. Și sambo ați băgat ca să... Și sambo e băgat în statut și mai multe sporturi. Pentru că sunt asemănătoare, dar și se poate consumi. Sunt normal că chiar, de exemplu, câțiva sportivi sau un sportiv mi se pare de acela la club din Brăila a fost și a câștigat aurul la sambo. Adică proiectările sunt aceleași, finalizările sunt aceleași, fixările sunt cam acolo. Adică la noi nu se punctează lateralul, dar îți iei punte când treci din gard. Adică tot cam acolo. Da, au fost la ce semnă, fost. Da, seamănă. Știi asta zic. Eu zic că o să fie bine și pe partea de sambo și Corbei, de exemplu, iarăși tot timpul îmi zice, când, la tradițional când merge, că vrea și la alte competiții, la Neoaza sunt campionate europene, sunt campionate mondiale, e... Da, la Neoaza știu că a participat și Carmen Constantin cu copii și... De asta zic, că o să mergem și noi și la Kempo și la deci sambo. Deci începeți să vă diversificați un pic gama de... Deci ideea e care, jiu-jitsu brazilian, nu că fac eu acum, dar părerea mea că pe partea de sol, adică tot ce înseamnă sol și luptă la sol, e cel mai... Complet dintre toate. Adică acolo avem șanse clar foarte mari. Chiar acum a fost, de exemplu, un sportiv de la jiu-jitsu brazilian. A fost la, și la Neoaza, la Mondial, și la World Combat în Rusia. Și a luat aurul de fiecare dată. Și a dat centură neagră. Acum omul era, n-avea nicio treabă. Și a zis până la urmă, da, ok, eu sunt centură albă în jiu-jitsu tradițional. Era violet în brazilian. Și am câștigat și campionatul mondial și World Combat. Ce ziceți de asta? Adică m-am bătut cu centuri negre. Și clar, a dat centura neagră acum, președintele Federației de Arte Marțiale. Și de aia zic, să clar că jiu-jitsu brazilian e foarte bun pe partea de sol, adică ok, nu e super complet să zici pentru MMA, dar poți să combini cu ceva striking, cu un kickbox, cu un muay thai, cu un... De aia zic. Corect. Am vorbit așa puțin la general despre competiție. Acum, dacă ați putea să
Ne spuneți, eu știu, să luați toate categoriile de vârstă. Câți sportivi ați da, avut? Da, am avut și... 12 sportivi în total, da. 3 copii, adică copii în ce sens? Până în 12 ani. Copii, 13 medalii. Sau nu, 12 sportivi? 12, 13 medalii, bine, este categoria de open. Adică da, poți da. Să-ți iei o medalie în categorie și o medalie și la medalie open. Da. M-a luat Claudiu Bordei. Da. Da, și Claudiu Bordei și-a mai luat, nu știu ce mai luat, am luat cineva la open. La open la noastră? Nu, de la Brelanu. De la Brelanu, cred. A luat Claudiu și m-a luat cineva. Nu, nu, nici la Light Open, parcă nu. Am uitat să las, că vă zic după aia. Deci să începem cu copiii, da, terminăm da. Cu ei și după aia vă zic. Deci am avut 3 copii, Bișinicu Nicola, la 7-8 ani, Rareș, a fost Balaban și cu Stepanov Andrei. Deci Nicola a luat bronz, Rareș a luat argint, a ajuns în finală și a pierdut iarăși la un avantaj, deci chiar pot să zic că m-am ofticat, dar mi-a părut rău un pic. E un tip combativ, a luptat cu un tip de la... Bârlad, care era foarte experimentat, care a venit și la Brăila când a avut competiția și a câștigat aurul aici. Rareș Tancea n-a putut să lupte, că a fost plecat din oraș. Dar a luptat foarte strâns, adică tipul ăla chiar avea 10 competiții în fața lui, adică ca și experiență. Rareș era prima competiție. Da. Dar e foarte combativ. Dacă îl superi un pic, deja e pitbull. Și na, mi-a plăcut de el, a câștigat, a luat argint, asta e. Data viitoare mai bine. Așa, Stepanov Andrei de la Galații, vine cu tata să antrenează la mine la Brăila, a luat și el bronz. Și a fost ok, să zic că e un timp mai emotiv așa un pic, dar dacă își revine, eu zic că o să facă treabă. După aia l-am avut pe Ștefan Nicolae, care a luat argint, e deja e campion național, dar a pierdut în final. El a lipsit mult, acum a fost plecat pe la București, nu prea mai venit pe la sală să vede. Da, i-am da, și zis, băi, te antrenezi unde? Acasă? Unde te antrenezi? E clar că tu stai pe loc, ca și experiență, și alții avansează. Ok, ai câștigat odată, două ori. Nu-ți imagina că dacă ai câștigat anul trecut, câștigi și anul ăsta. Nu înseamnă dacă ai ieșit campion național anul trecut, anul ăsta ești la fel. Pentru că între timp, anul ăsta când tu ai stat mai mult degeaba, când mi-a venit un an de zile da, de 30 de ori la sală. Da, da. Vă dați seama că ceilalți au mai progresat. Dacă te ții și așa, pierdu la limit. Adică nu poți să-i reproșezi foarte mult. Are niște lacune el la anumite tehnici, dar na. I-am și zis, vino la sală. Ne antrenăm și rezolvăm. Ieri n-a venit la sală, de exemplu, iarăși. Asta după ce i-a spus. Asta e, ce să zic. Fiecare face cât vrea. Da, na, ce să zic. După aia Dragoș Leu, care are 14 ani, v-am zis, are vreo 70 și un pic de kilograme și a luptat la minus 70, la 16-17 ani, adică sportivi. Vă dați seama că la, de la 4 la, de la 14 la 17 e diferență de forță, adică da, altfel e musculatura bine, la 14 ani. Și la altfel... un an se cunoaște, da, la 3 ani. Și de aia zic, n-aveam un să-l bag, adică nu erau sportivi de 14 ani la și greutate. Și n-ați riscat? Am riscat, dar el era obișnuit, adică am mai luptat da. Și la 13 ani, am luptat cu Deia Mare, adică și-o luase argint, adică nu era o chestie, eu luptă cu mine la sală de la egal la egal, adică îi fac greu cu față, eu am 60 ceva, da. Adică kilograme, are 78 de kilograme. A luptat bine, a luat, am câștigat, am zis și semifinala și finala, l-a detașat la puncte, am fost foarte mulțumit, adică chiar m-a făcut să mă simt bine. Are multe meciuri? Vreo 3, cred că am vreo 3 meciuri au. Da. Și după aia a fost Călin, care n-a începător, face de vreo 3-4 luni, a luptat cu Ștefan în semifinală, a ajuns pe brachet, primul sportiv la el nu s-a prezentat, a pierdut la limită la Ștefan, deci chiar nu mă așteptam la al meu, și n-a pierdut în minutul 4, nu știu, pentru finalizare. Mi-era frică că câștigă Călin și ajunge el în finală, care era un pic mai puțin valoros decât Ștefan, vă dați seama că l-a face de 2 ani și ceva. Dar na, l-am apreciat și pe el, adică a luptat ambițios, are promite, adică e genul de sportiv care pe viitor o să facem treabă. După aia iarăși sunt foarte mulțumit de Dan, Gheorghiu, parcă îl cheamă, nu știu exact, face de vreo 4 luni la mine și na, nu știu pe toți exact și numele de familie și numele de așa. Eu n-am tras de nimeni, zic, bă, hai că e cupa României, care vrea să merge? Am zis, care vrea să meargă, atunci e cupa pe data respectivă, anunțați-mă. Și au fost și Călin și Dan, au fost printre puținii care au zis, bă, vrem și noi să mergem, începători fiind mă refer. Ceilalți s-au oferit, bă, stai că la anul, stai că, adică sunt mulți care se simt nepregătiți, să zic așa. Adică, bă, fac de puțin timp, alții mai bune și înfrângerea e o experiență. Așa adică este. Merge anul ăsta, vezi despre ce e vorba, cum se mănâncă, ce experiență au aia la alții, cât de greu este, te pregătești după aia un an de zile și vii și lupți. Nu e neapărat musai să mergi când te simți tu pregătit. Mergi întâi, vezi despre ce e vorba, luptă cu cât știi. Dan, de exemplu, e un tip foarte talentat, e de la Bălcescu, e un tip inteligent. Deci ca basket sportiv înainte, deci n-avea nicio treabă cu sporturile de contact sau așa. A venit la mine la sală, a dus nu știu de cine, tot de un prieten de-a lui. Foarte talentat, deci din prima l-am văzut, punea presiune, deci era foarte combativ. Și aici la București a câștigat cu un tip din Vâlcea care face de vreo 2 ani și mai greu că el cu vreo 10 kg. Deci m-a uimit și pe mine, adică și pe cei din sală. Deci un tip foarte combativ. A pierdut finala la un tip din Tecuci care cred că a făcut lupte vreo 8 ani, un copil, un puști, și de deci ăla poate face sport de când era mic. I-am și zis, bă, ce-i greu ăsta, a câștigat și la adulți, adică avea omul foarte multe competiții. Zic, din start, nu am pretenții să-l bas pe ăsta.
Deci i-am și zis, e foarte, foarte bun, sunt șanse mari să pierzi. A pierdut până la urmă, oricum l-a ambiționat, a zis și el că e mulțumit de rezultatele lui și sper că la anul face treaba din ce în ce mai bun. Ce să zic, mi-a plăcut mult, foarte mult de el. Revenim la adult, deci Cristina anul ăsta a făcut 18 ani și a băgat-o la adult, da. Prima ei competiție la adult, a câștigat prin finalizare, deci finala, chiar am fost foarte mulțumit de cum s-a mișcat, ținând cont că a avut și mâna ruptă, deci mi-e frică încă oarecum cu ea să nu pățească ceva și na, chiar s-a mișcat foarte bine, a câștigat. Urcă mai sus, a fost Negru Gheorghe la 64 de kilograme la adult, a luat argintul, cred că a vrut două meciuri înainte și a ajuns în finală, a pierdut, v-am zis, la o limită de 2 puncte, după care a fost Golban Lucian la 84 de kilograme, iarăși a avut două meciuri până în finală. A pierdut finala oarecum la limită, dar s-a mișcat foarte bine, ținând cum că face de 9 luni de zile. Da. Băiatul e din Galați, se antrenează și la mine la Brăila și la Galați. Adică e genul de om care bate naveta, ce face naveta zi de zi, adică luni și vineri, să-mi vină la antrenament să se antreneze. Adică mai rar. De așa unii este. Trag, da, hai mă, nu vrei să vii la antrenament, sunt care nu vin nici măcar la astea din Brăila, dar pe la ambele. Că la eu am și zis o regulă. Sportivii care vor să se antreneze și colo și colo, n-am nicio problemă. Adică vrei să vii din Brăila în Galați, vrei să vii din Galați în Brăila. N-am nicio problemă, dar se întâmplă, adică 2-3 vin de colo, 2-3 de colo, cam așa se întâlnesc. Și bine să lupți cu oameni alții decât cei care i-ai instalat. Și v-am zis, am fost foarte mulțumit de el, chiar s-a mișcat bine și la Open s-a mișcat foarte bine. Numai că v-am zis, n-a vrut să tragă de timp acolo la chestia aia și a pierdut la punct. Eu îl apreciez pentru asta, am zis, bă, bravo, ce să zic, ai caracter, ai coloană vertebrală și a fost bine. Pe care ce a fost? Claudiu Bordei? Care, na, și-a câștigat categoria, nici nu mă așteptam să piardă, vă dați seama că era... Cel mai bun din țară. La nivelul ăsta părea începătorii în cel mai bun din țară. Deci chiar e pe departe cel mai bun din țară. Și mulți zic asta, nu numai eu, adică că sunt antrenorul lui, adică înțelege ce vreau să zic. Da. După aia, la categoria Open, a câștigat, ăla care l-a bătut pe Luci, l-a bătut Claudiu, adică cu care a luptat Luci și a pierdut de la ei, a bătut Claudiu pe toți, da? Chiar era un sportiv care avea o tehnică preferată, Ezechiel, adică era finalizarea lui cum ar veni. Semnătura lui ca și sportiv pe care a optat Claudiu și toți am spus, băi, ai grijă că l-ați face Ezechiel. E o finalizare cu strangulare, cu kimono. Și Claudiu, de exemplu, el face multe armbar, adică finalizări pe braț. E tehnica lui de bază, adică cu alea a câștigat cam 80% din meciurile care l-a luptat. Armbar. Triunghi, face și triunghi. Deci Ezechiel e primul care l-a făcut în competiție cu ăla care era tehnica lui. Cum a ținut el neapărat să o facă lui ăla cum ar veni. Aia e tehnica ta, bine, la că ți-o fac eu să vezi cum e, să ți-o facă și ție altul, nu numai tu la alții, că a câștigase câteva meciuri înainte de el prin tehnica asta articulară. Adică i-am și zis, bă, a fost un pic așa, să zic, te-ai dat un pic mare, dar na, că tu ai simțit nevoia să faci chestia ai asta. Reușit? A fost așa o chestie ca și cum, mamă, ți-arăt eu ție, că nu numai ție ți este, adică mi-a ieșit și mie, nu numai arba știu să fac. Mi-a plăcut, ce să zic, a fost bine, adică, deși el a avut ceva probleme cu spatele, nu știu, a avut niște crampe ceva pe la spate, s-a dat cu cremă, s-a dat cu alea și... Și a fost bine, deci, ce să zic, a luat detașat categoria la Open. A fost foarte mulțumit de el. Nu știu dacă am uitat pe cineva. Stepanov, Valentin, tatălui Andrei. Da. A luptat la Master. A pierdut acolo în fața unui tip foarte experimentat din jiu-jitsu tradițional care face, cred că, de 20 de ani. A pierdut la limită, adică, ce să zic, el face de vreo 2 ani. Nu se antrenează la mine de vreo 6 luni. El vine din China, a fost plecat acolo, a început jiu-jitsu brazilian și când a venit în Galați a început să facă la mine. Adică promite, numai că, v-am zis, la o vârstă aproape de 40 de ani, nu mai ai, să zic așa, nici calitățile lui, de exemplu, lui Bordei sau altuia mai tânăr. Și na, pe total, v-am zis, a fost bine. Și ce vreau să vă zic neapărat, de exemplu, v-am dat, cred că și de el când v-am zis pentru ziar, Mihai Smochină, care e brăilean, s-a antrenat la mine tot anul precedent, adică înainte de asta, a avut o pauză cât a fost clasa 12-a, că urma bacul, vă dați seama, la facultate. Și așa. După care a luat la facultate, a mai revenit la mine o lună de zile până cât a fost vacanța și pe aia a plecat la București, la clubul fratelui meu. Și a continuat pregătirea de când? Din toamnă până acum. Și m-a uimit, a luat locul 1 în categorie. Deci, deși are 18 ani, a bătut sportivi. El a concurat pentru Brăila sau pentru clubul? Pentru clubul Daos. Deci noi suntem, nu concurăm Daos Brăila, Daos Craiova, Daos București. Noi concurăm toți sub Daos. Deci acolo suntem toți o familie, nu suntem separați.
și brăileni și bucureșteni, suntem toți o familie. Eu dau mai mult de brăileni, că vă dați seama, nu pot să dau ziar dintr-un sportiv din București sau că nu interesează pe nimeni ce a făcut. Așa este, în București, da, normal. Ziar local, e ziar local, de asta zic, că nu cred că e cazul, dar ținând cont de el, el e brăilean, adică are buletin de Brăila, părinții sunt din Brăila, adică de asta zic, e oarecum un interes local. Probabil că o să rămână stabilit în București, nu știu zic, dar momentan e brăilean. Adică încă vine la mine la sală vinerea, se antrenează cu noi și mare parte e produs brăilean, adică 80% din ceea ce el e azi ca sportiv e produs de mine, de aia zic. Și am fost foarte mulțumit de el, chiar mi-a plăcut foarte mult cum a luptat, a pierdut în finală la Open la un sportiv din Craiova, tot de la noi, iarăși am ajuns 1, 2 și 3 și la minus 7-6 de chile, deci toate categoriile băgate iarăși, am uimit pe toată lumea, deci ca și performanța acolo la Open. Și a pierdut la limită, adică ăla era un tip la vreo 6 kg mai greu ca el, ce să zic, de la trupe speciale, pe la jandarmerie, ceva de genul, adică un tip foarte, foarte puternic și o anduranță maximă. Mihai era foarte obosit și a pierdut la limită, deci era săracul terminat. Am zis, bă, gata, ai putut prea mult azi deja, zic, ai luat deja aur la categorie, ce vrei și la Open, adică a pierdut la limită acolo, ce să zic. Și na, pe total am fost foarte, foarte mulțumit de întreaga echipă, deși de băieții din București, și de cei din Craiova, și de cei din Galați, care na, Golban Lucian, care v-am zis, se antrenează la mine, dar el este gălățean. Da, ce contează, dacă e la același club? Da, de aia vă zic, că na, a ieșit bine. Nici nu ne așteptam nici noi să iasă așa de bine cum a ieșit și, na, ce să zic, sper să iasă bine și la europene. Le-ați dat și premii? Cât am putut și noi, adică am zis măcar să le suplinim cheltuiala care au avut-o și... Da. De aia zic, și este și stimulant, nu mai contează ce au cheltuit ei dacă le-ați dat ceva. Corect, da, da. Vă dați seama că noi tot căutăm să găsim sponsori, căutăm să fie din ce în ce mai bine și toți banii să-i băgăm în sport. Adică nu... De aia, au avut și transportul gratuit până la București, m-am zbătut să le ofer, au fost două sau trei mașini și nu am plecat, inclusiv a mea, și am zis, băi, nu costă pe niciunul nimic, adică era mai vrea să mai dați și 20 de lei, 30 de lei la transport. Am zis să încerc să fie cât de cât, să nu scot sportivul să-l pun să cheltuie cine știe cât până acolo. Și de aia am zis... Și a stat o noapte în București? Eu am stat mai mult, ei n-au stat, au stat... Claudiu Bordei a stat și cred că și încă cineva, unul dintre copii, restul au venit de dimineață. Adică, na, nu-i... Au venit dimineața și au plecat. Au venit, au plecat după masă, da. Nu-i distanța foarte, foarte mare. Când două, trei ore ești acolo și plus că sala asta Apollo mai, gen care a făcut anul ăsta, e mai aproape de autostradă, e mai din capătul celălalt al Bucureștiului. Și plus e o sală mai mare, mai aerisită, a fost, zic eu, mai bine cel puțin față de alți ani, când era o sală un pic mai mică. Probabil că am ridicat ștacheta cu Brăila. Da, da. Adică deja erau condițiile mai bune la Brăila decât în București. Azi, bă, deja... Cum vi s-au părut sportivii din Republica Moldova? Și a spus că au venit și din Bulgaria. Îi știam. Așa, ca pregătire. Îi ca știam pe sportivi. Deci, Streche, cel care a câștigat anul trecut la trialul de la Abu Dhabi, l-a bătut pe Claudiu Bordei. Adică a pierdut Claudiu la el, deși în categorie câștigase. Au fost cu bracheturi diferite. Da, e un sportiv foarte bun, face sambo, cred că de vreo 8 ani. Și na, e acolo, adică Claudiu a evoluat și el mult față de anul trecut, nu știu cum ar fi să se întâlnească acum, sunt încă la categorii diferite, dar vedem, sunt șanse pe viitor să se întâlnească iar. Claudiu așteaptă cu nerăbdare revanșa, adică, și plus a fost celălalt, Arnăutu, parcă nu știu exact cum îl cheamă, tot din Republica Moldova, a picat cu Luci, v-am zis, și Luci l-a bătut, adică a fost și o chestie de orgolie între ei acolo, adică ăla s-o luase oarecum de el că nu-și merită locul, ăsta a ținut minte... Și a zis, mă, pe ăsta să-l bat, restul nu mă interesează. Bă, ăsta, eu pe ăsta vreau să-l bat și gata, dacă îl bat pe ăsta e bine. Și da, ce să zic, oricum îți pregătiți, sunt foarte serioși, se antrenează, au condiții bune acum în Moldova, chiar și în Chișinău, o sală mare, frumoasă, sportivi mulți. Și eu zic că o să crească foarte mult, deși la ei de vreo 2 ani atât ai jiu-jitsu brazilian. Noi doar ce am aniversat sâmbătă 10 ani de jiu-jitsu brazilian în România, chiar am avut o petrecere acolo. Sâmbătă de am și stat mai mult. Și toate cluburile din București și din țară ne-am întâlnit și am aniversat 10 ani de jiu-jitsu brazilian în România. Și na, ce să zic, am vorbit, am discutat. E ca o mare familie. Adică, deși mai sunt, vă dați seama, tensiuni și ca în orice, dar per total eu zic că ne înțelegem bine. Adică, cred că suntem chiar o familie unită toți. Deci tot ce înseamnă cluburi de jiu-jitsu brazilian. A mai fost un club din Brăila acum la... A fost clubul absolut. Brăila, da, care au avut multe rezultate la copii. Au avut, mi se pare că locul 3 la copii pe echipe. Pe echipe, da. Ei nu au mulți adulți, deci cred că are unul singur, nu știu care a concurat. Adică nu au o grupă de copii mai... Eu vin acum din urmă cu copii, am vreo 14-15. Adică da, fac bine, de vreo mult. Da. O să am și eu din ce în ce mai multe rezultate la copii, vă dați seama că
toți cei care sunt acum se ridică, adică... Da, e bine că au și exemple pentru, pe care de urmat copiii. Vă dați seama vin, că, da, să zic, o parte din copiii de acolo deja știu și, na, sunt buni, sunt, fac de 4-5 ani și chiar se mișcă foarte bine, ce să zic. Probabil că în timp sper să rămână și să ajungă adulți, că deja au 10-12 ani. Stai, că rata aia, deși e foarte mică la copii de abandonare a sportului, adică foarte puțin copii renunță, se mai întâmplă copii buni să, ori părinții, ori, ce da, să zic. Da. Nu vreau să judec pe nimeni, dar părerea mea că e prost să lași un sport, adică nu-i bine. Mai da, și atunci cum mi se pare, crește numărul sportivilor? Crește, în start sigur crește. Și în Galați deja a crescut, o să fac grupă și de copii de acolo, adică clar va ajunge peste 5 ani mult mai sus decât acum. Pentru că e un sport plăcut, în primul rând, e un sport în care nu încurajezi violența față de alte sporturi. Chiar mă uitam, de exemplu, am fost duminică, a fost o grupă de MMA amatori, ceva de genul competiție, și a băgat și copii. La 7-8 ani să-i pui să-și care pumni în cap într-o cușcă, nu știu, mi s-a părut foarte... Da, da. Adică nu-s pregătiți psihic, emoțional. Eu nu înțeleg de ce îi lasă părinții, cu părinții la vârsta mai asta. Mai sunt și părinți plecați da. Un pic așa, adică când vrei să-ți faci copilul interlop, mă gândesc că îl dai la... Acolo. Nu știu ce să zic, nu vreau să judec pe nimeni, dar mi se pare un pic deplasat să înveți copilul la 7 ani să lovească violent cu pumnii, cu picioarele. Adică ăla n-are control. La școală face ce a învățat la sală. Da, la mine ce îl învăț? Să-l ducă jos, să-l stea pe el, să zică, băi, calmează-te. Adică nu îl înveți să fie violent, să lovească. Și la mine la sală, de exemplu, îi pun să facă sparing tot timpul între ei. Deci la mine, la sală, după fiecare antrenament, sparing. Fiecare cu fiecare, îi pun să lupte. Și e așa o tensiune, adică văd chestia asta care și răutate între ei. După care, după ce se spari, ok, luați-vă în brațe. Adică e salutul de final la mine, să ia în brațe. Știți cum le dispare toată răutatea de pe față și deja sprietenirea. Adică să fie ca o familie și să țină unul la altul. De aia zic, nu-mi plac tensiunile, nu-mi plac răutățile între ei, nu încurajez nimic ce înseamnă luare peste picior sau bătaie de joc sau nu. Deci din start am zis, voi sunteți o familie și chiar la concursuri, la fel la competiții. Ok, lupți cu el, nicio problemă, după care... Ia-te în brațe, salută-te și respectă-l. Că da, corect. Nu trebuie să ne urăm ca să fim... Nu se lovesc, nu, aici e... Eu zic că o să fie bine, de asta zic. E un sport și, în primul rând, e foarte eficient, adică de autoapărare, cel puțin pentru copii. V-am zis, nu cred că este sport mai eficient ca ăsta, mă refer la vârsta aia. Pentru că lovitura de pumn la copii oricum nu e foarte mare, să-și cum îți dă un pumn. Dar să lei să-l duci jos, părerea mea că e super ok. Și mă uit că îmi vin copii noi, deci îmi vin copii de... Tot timpul îmi vin. Și acum mi-a venit copil de 10 ani, mi-a venit copil de 7 ani, de 8 ani. Și ai mei efectiv să joacă cu ei, deci cei care sunt vechi. Da, da. Să joacă efectiv și fac ce vor din ei. Adică, automat, chiar a fost o caz când i-a zis, ok, ia, hai, dă-i palme. Dă-i palme lui Aian. Nu poți să-l atingi. Adică, așa de bine au învățat tehnicile și astea, încât nu poți să-l bați. Dacă vrei să-l bați, nu poți. Da, este, da. Deci de zic, vă aștept dacă vezi la sala asta să veniți la grupa de copii, să vedeți cât de mult și cât de bine se mișcă, adică și disciplina în primul rând și cum ascultă și cum... Părerea mea că în primul rând creează un caracter puternic, adică un caracter care știe să stea vertical în picioare, adică contează foarte mult părerea mea. Să ai o coloană vertebrală și să știi să-ți aperi interesele și la urma urmei să te lași călcat în picioare în viață, că de multe ori nu știu cât ajungă să se bată pe stradă, nu știu cât ajung să aibă nevoie să se apere vreodată efectiv fizic. Dar să-ți ridici și să te ridici, să-ți aperi interesele, părea că contează foarte mult. Adică să ai un cuvânt de spus și să nu dai înapoi și să știi în general ce vrei. Cam asta, părerea mea, contează foarte mult. Acum o să-i lăsați mai liber? Nu. Și de ce să-i lăsați liber? Adică părea mea că antrenamentele continuă, indiferent că e frig, indiferent că e iarnă, că e vară, că e vacanță. Deci... A, ei vin cu plăcere. Nu v-am zis, am o grupă cel puțin de vreo 8 copii care nu cred că nu lipsesc vreodată. Adică plâng dacă nu copiii, după părinții nu vreau la antrenament. Ia antrenament, vreau la antrenament. Sunt și câte unii care nu prea au tot timpul chef, dar sunt, v-am zis, o grupă de 8-10 care vin constant, deci sunt înaintea mea acolo, adică mă așteaptă la ușă, ați venit, haideți, că vrem să ne antrenăm. Mă bucur, vă dați seama, că crește inima mine când îi văd că sunt așa dornici să se antreneze, iarăși la cei mari sunt și în general sportivii mai în vârstă, adică nu cei 16-17 ani acolo, cu fetele, cu vin odată da, odată nu, dar ăia mari, v-am zis, la fel, tot timpul Claudiu, ceilalți, Adi Gigi, al care sunt mai mari, tot timpul sunt acolo prezenți și ce să zic. În ce fel se pregătesc acum sportivii care merg în ianuarie la... În primul și în primul rând, merg la mai multe antrenamente, deci merg și la Galați. Claudiu l-am avut trimis și la București o perioadă să facă sparing și cu cei de acolo, da, deci la frate la sală.
pentru că e important, v-am zis, să schimbi partenerii, că intri într-o... Cât mai multe, da, sparring că... Diferit, fiecare are o tehnică diferită, asta da. E frumos în jiu-jitsu brazilian, că nu trebuie să-l faci sparring-ul ca mine, adică tu lupți în felul tău, eu lupt în felul meu, fiecare avem tehnici diferite și preferate. Și s-a obișnuit să oarecum să lupte cu aceiași oameni și am zis, mai schimbă, mergi și acolo, fă cu fratele meu care e de categorie cu el, da. Fă cu ăla, fă cu ăla și s-a mișcat bine, adică și ăia de acolo au văzut, da, a evoluat foarte mult Claudiu și eu zic că are șanse foarte mari, deja sunt 10 oameni în categorie la Lisabona, că se văd înscrieri pe internet. Deocamdată, asta putea să mai înscrie. Probabil, dacă până ne mai e. Eu am zis, băi, dacă cumva pierzi, ăla care te bate, sigur e campion, deci nu există să te bată unul mai jos decât da, cel mai bun, deci dacă e vreunul să te bată de acolo, sigur e cel mai bun. Și eu am mari speranțe. Nu vreau să pun presiune pe el, nu vreau să zici, bă, sigur o să câștigi. Are șanse foarte, foarte mari. Acum vedem, mai contează un pic și norocul și ziua care o ai. Da, da, da. Știți cum e? E drumul lung, e... Na, ce să zic? El e un sportiv ok, zic eu, se adaptează situațiilor. Și pe ce parte vine? Pe... Da, contează mult ștragerea la sol și... Da, v-am zis, sper să vă sun în ianuarie și să vă dau o veste bună. Sper, din tot sufletul. Din doi sportivi, nu trebuie să fii medaliat. Vedem, poate amândoi, cine știe. Poate amândoi, da. Eu v-am zis, am speranțe mari în ei și oricum, din ce în ce o să trag, să trimit cât mai mult sportiv la europene și la campionate. Sunt și balcanice, sunt și aici în zonă, Open-ul Ungariei, Open-ul, adică nu sunt cheltuieri foarte, foarte mari, de exemplu. Și în Italia o să mai trimitem și unde mai fie, adică o să fie bine, ce să zic. Da, v-ați gândit să organizați și noastră la un turneu internațional? Sunt șanse de Pangration, probabil, nu știu exact, sigur, să vedem. E mai greu un pic. Da, la Băgăla sau la București. La București acolo sunt condiții. Vedem, nu știu ce să zic, nu vreau să vorbesc până da, de... Da. Să facem vorbele și părerea mea că mai mult interes. De exemplu, am fost în Grecia la Pangration, la campionatul european, a fost organizat într-un oraș mai mic ca Brăila de 1000 de ori, adică era, cred că, dublu cât Ianca. Adică nu e musai să ai un super oraș da, ca da. Să... Sunt condiții de transport, sunt cazare, sunt hoteluri, sunt... De aia zic, nu e musai să faci în capitală. Care e problema? De aia zic. Mă gândeam că acolo sunt mai mulți sponsori și că găsiți da, posibilități de finanțare. Sponsorii, practic, ce? Că apar la televizor, apar în colt, tot se televizează. Da, adică da. Nu e musai să-l faci în capitală ca și... Da, na, oricum, vedem, ce să zic. Nu-i... Clar, vom avea o competiție de jiu-jitsu braziliană în București, în Brăila. La Brăila, da, pe ea, da, ți-a organizat în fiecare an. Sper să pot să fac două la anul, adică sper să fac una în primăvară și una în toamnă de copii, să vedem, adică să crește numărul copiilor. Copii da. Și aduc și din Republica Moldova copii. De exemplu, acum prima competiție la anul, practic nu e, sunt europenele, e pe 4, am înțeles, sau pe 5 în Moldova, la Cahul, e Cupa Moldovei. Și o să vreau să duc câțiva din băieții Valenska din Galați care sunt din Moldova, să-i duc acolo, că ei primesc doar cetățenia Republicii Moldova. Da. Adică dacă ai cetățenie, poți să lupți în Cupa Moldovei, nu ai, nu poți. Și am câțiva la sală, v-am zis, care au și cetățenii moldoveni, și cetățenii moldoveni, și o să merg cu ei acolo, iarăși sper să fie bine. Deci la anul vă gândiți și pe partea asta cu rezultate internaționale. Vă dați seama, și anul ăsta ne-am gândit, dar acum trimitem sportiv și v-am zis. Deja e momentul pentru Claudiu să strălucească și pentru Gigi, v-am zis, care luptă la master, adică luptă la categorie da. De plus 35 de ani, dar eu zic că se mișcă foarte bine, adică ambii sportivi, părerea mea, că au șanse foarte, foarte mari. Adică vedem acum care. Poate amândoi, poate numai unul. Și pe sambo și alte discipline sportive. La anul, v-am zis, la anul, clar. Deci la anul, clar, cu Claudiu o să merg și la Neoaza și la, probabil și la sambo și la Kempo. Adică să luăm toate disciplinele care sunt pe partea de sumă. Practic am vrut să vă întreb dacă începeți să faceți și cursuri de sambo. Da, asemănările sunt foarte mari. Deci nu trebuie decât să-i zic, vezi că aici se punctează aia și nu aia. Da, da, da. Că sporturile se aseamănă foarte mult. Diferă un pic, să zic, stilul de predare. Și ei punctează și gata. Ați înțeles ce vreau să zic? Vezi că aici nu se punctează mount-ul sau se punctează fixarea din lateral. Ăla știe ce. Băi, de aici ok, trebuie să fac aia. Proiectarea la ambele se punctează, deci nu e o diferență foarte mare. La Nemoază iarăși diferă un pic punctajul, la Kempo diferă iarăși un pic punctajul. Adică nu trebuie să fac antrenamente specifice, doar trebuie să le aduc aminte și să le zic cum e cu punctele, cum e cu regulile. Și fac ei treaba, nu e problemă. Adică nu... Deci sunteți mulțumit. A da, fost un an bun. Ce să zic? La anul ne gândim și la rezultate internaționale. Sper ca în ianuarie să pot să-i aduc aici pe Claudiu Bordei și pe Gigi și să vă povestească ei cum a fost și să fie bine. Adică chiar sper. Să poți și în astea, bănuiesc că dacă e loc pentru toți trei, venim cu plăcere și eu și ei. Dacă nu, uite-mi doar pe ei doi, nu-i problemă. Da. Eu vă doresc multă baftă. Mersi și mult. Un an nou cu bucurii. Mersi mult, mersi la fel. Vă mulțumesc că ați fost în studioul Mega TV și în noastră vă mulțumesc, stimați spectatori. Până marțea viitoare, toate cele bune, la revedere. La revedere.